Vă salut, motocoasa mea aici, nu fac cine știe ce treabă cu ea și nici în perioada asta pentru că sunt niște călduri foarte mari, dar după cum vedeți este foarte murdară, așa se murdărește când dau cu firul, sare iarbă din asta peste tot, deci se umple peste tot și se îndepărtează foarte greu iarba asta. Dar am găsit o soluție din nimereală, să zic așa, că eu am încercat și cu diluant să curăț motocoasa și nu am reușit. Am găsit o soluție și o să vă spun cum o curăț foarte ușor și o să vă mai arăt două accesorii noi, o vizieră și o canistră de 1 litru pentru amestec. Dar prima dată o să vă arăt cât de ușor se curăță, după aia vă arăt accesoriile astea noi și la final o să vă arăt cum arată motocoasa după ce am curățat-o. Îndepărtăm iarba asta care e depusă pe aici, dar problema rămâne toată mizeria asta care se curăță foarte greu. Și tot ce aruncă pe aici, pe tijă, pe mâner. Dar aici am niște lichid de parbriz. Ăsta era ca și aruncat, este un lichid de iarnă luat de la Lukoil. Și cu ăsta am descoperit că se curăță foarte ușor iarba asta. Deci o degresează practic, moaie foarte bine. Deja se vede. După ce acționează puțin, pur și simplu o ștergem și dispare. Și așa o să-i fac la toată. Și la sfârșit o să vă arăt cum a ieșit, la final, curățată, chiar și acolo unde are firul. Acum o să vă arăt și o să vă spun și despre accesoriile noi pe care le-am luat. Să vedem și accesoriile astea. O să mai șterg puțin motocoasa, dar să ne uităm deocamdată la astea. Deci asta este canistra. Este 35 de lei una. Are și astea. Aici nu știu exact cum se procedează. Dar am aflat. Deci cam așa vine. Pe aici e gradată. Nu știu dacă se vede pentru ulei. Aici 0,5 și 1 litru. Asta cred că este foarte bună nu numai pentru motocoasă, și la drujbe și la alte utilaje de astea, pentru că facem un amestec limitat,
un litru. Vom face mereu proaspăt și nu vom avea problema asta comună care se întâmplă când lăsăm benzină în ele sau benzina e prea veche, suferă carburatorul. Și aici noua vizieră și asta e 35 de lei. Am primit mai multe comentarii să-mi iau una din asta, l-a dat cu firul, chiar este periculos, ochelarii de protecție nu sunt suficienți, pur și simplu sar pietricele sau alte materiale lemnoase de dimensiuni mici în față. Cam așa e asta, de aici cred că se reglează pe cap, dar o să o montez și o să vă arăt după aia. Cred că se prinde în astea aici, în... Cred că așa vine montată. Dar o prind și vă arăt după aia la final. Pare o calitate foarte bună, plasticele sunt chiar ok. 35 de lei. Și acum mai șterg puțin motocoasa și vă arăt în forma finală și la sfârșit și viziera montată. E curată motocoasa. Se curăță foarte bine cu lichidul de parbriz. S-a luat foarte bine și aici la reductor unde se depune cea mai multă mizerie și iarbă. Asta e viziera. Protecția asta din plastic e destul de largă, protejează foarte bine și fața și gâtul. Aici are multe reglaje. Mi se părea, sau am crezut că o să fie ceva mai simplu, dar o poți regla din toate unghiurile. Pur și simplu se așează foarte bine pe cap. Noua canistră pentru utilaje și motocoasa arată ca nouă, dar are 3 ani de exploatare intensă și o să mai trag pe ea. Cam așa se curăță. Asta a fost lichid de iarnă. Aștept și părerile voastre dacă o să încercați probabil cu lichid de vară sau ce se găsește acum prin magazine și folosiți la mașinile voastre. Vă salut și vă doresc mult spor la treabă!